care este entitatea aceea religioasă care împlinește toate aceste deziderate regăsite în Apocalipsa 12? Deci sunt aceste elemente pe care le-am amintit. În primul rând, poruncile lui Dumnezeu în totalitatea lor. În al doilea rând, au mărturia lui Isus, iar în capitolul 19, versetul 10, Ioan spune că, de fapt, mărturia lui Isus Hristos este spiritul profeției. Termenul acesta sau expresia mărturia lui Isus e mult dezbătută. Este mărturia pe care o avem despre Isus Hristos sau revelația lui Isus Hristos cu privire la sine. Cred că acesta a fost rolul profețurilor, și anume să-L descopere pe Isus Hristos, da? Și Ioan. Dar noi așa înțelegem aici că, într-un fel, darul acesta profetic va fi prezent și în timpul sfârșitului, pentru că sunt destul de mulți care afirmă că darul acesta a încetat odată cu Ioan, Ioan ucenicul care scrie Apocalipsa. Dar aici avem un argument atât de puternic care vorbește despre faptul că darul acesta se va manifesta în timpul sfârșitului. Deci dacă sunt aceste condiții prezentate aici pentru ca să putem identifica rămășița sau biserica rămășiței, deși, repet încă o dată, este cea mai mare provocare, nu trebuie să aibă o atitudine exclusivistă, ci dimpotrivă să transmită una smerenie, exact, da? Apoi idealul care este în fața noastră de a păzi și păzirea poruncilor lui Dumnezeu, așa după cum s-a arătat, implică etica noastră sau viața noastră de zi cu zi. Pur și simplu toate acestea ne determină la umilință și cu această atitudine și pe baza înțelegerii pe care o avem cu privire la ceea ce spune aici Apocalipsa, avem curajul să spunem că într-adevăr Biserica Adventistă este Biserica Rămășiței. Dar asta nu exclude pe toți copiii lui Dumnezeu care sunt prezenți sinceri în multe alte denominațiuni.